final de an, guvernatorul Băncii Naționale a României aduce vești bune despre economia românească. Prezent la conferința Inflația în ultimii 10 ani, guvernatorul BNR s-a arătat optimist și a spus că economia românească nu vrea să se prăbușească și merge înainte. Isărescu a precizat că inflația va scădea pe finalul anului și cel mai probabil că următorul anunț al Institutului Național de Statistică va arăta o rată a inflației de 3,5% față de 4,3% cât a fost la raportarea anterioară. Un rol important în scăderea inflației îl are faptul că a scăzut prețul petrolului, iar România este mai sensibilă la ce se întâmplă pe piețele externe. Chiar dacă scăderea prețului la țiței nu este spectaculoasă, este suficient ca prețul benzinei să scadă chiar și cu 10 bani ca să ajute inflația românească, a explicat guvernatorul BNR, Mugur Isărescu. Șocurile din străinătate se văd mult mai repede în inflația din țara noastră decât din surplus, adică din creșterea economiei locale. S-a văzut prin crizele din piața țițeiului. Pe mine m-a șocat, probabil că și pe dumneavoastră, și o spun preventiv, că iar se va spune că a umblat guvernatorul și Banca Națională ca să atingă ținta. Scăderea prețului la țiței scade prețul la benzină. Vorbesc cu diverse persoane, a scăzut foarte puțin, cu numai 10 bani. A scăzut cu 10 bani la benzină, dar cu ponderea benzinei și motorinei în indice prețurilor este suficient ca să ne ajute la inflație. Se va vedea peste câteva zile, a explicat Mugur Isărescu, guvernatorul BNR, în cadrul conferinței Inflația în ultimii 10 ani. Guvernatorul Băncii Centrale a reamintit că în anii trecuți inflația a fost influențată puternic de prețurile la unt, iar în alte perioade de grâu, în condițiile în care o pondere importantă de indice, aproximativ 40%, este reprezentată de prețurile la alimente. De ce e influențată inflația de prețul la alimente? Pentru că populația este săracă și acestea îi sunt principalele cheltuieli, susține oficialul Băncii Naționale. Cel mai simplu pentru noi ar fi să dăm inflația jos și să căutăm atingerea țintei prin aprecierea cursului. Au fost câteva valuri de apreciere a cursului. Ce facem cu competitivitatea și cu deficitul extern? Acest lucru se va vedea mai întâi în cerere, deficitul de cont curent. Dai inflația în jos, ți se deteriorează contul curent. Indicele nu mai ai cum să îl mai susții, decât corecția vine dintr-o depreciere, pentru că surplusul de productivitate nu apare. Ciclul politic este mai puternic decât ciclul economic. Nu numai în România se îmbucă cele două cicluri, a explicat Isărescu. Economia României va crește cu 4,5% în acest an și va ajunge până la 949,6 miliarde de lei, estimează Comisia Națională de Strategie și Prognoză în cea mai recentă analiză publicată la începutul lunii noiembrie.